Să ne ridicăm, frați și surori, și vom citi Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 25. Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la 25, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta aducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mâna de Duhul și când au adus părinții în lăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei mama lui, Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni în potrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Amin. Doamne, Tată bun, rămâi în mijlocul nostru în dimineața aceasta, pregătește inimile noastre pentru cuvântul Tău, și dorim ca sărbătoarea aceasta să te onoreze pe tine. Tu ești cel vrednic să primești toată cinstea pentru credincioșia ta, pentru dragostea ta, pentru îndurările tale care le-ai revărsat peste viețile copiilor tăi, peste cei tineri și peste seniorii bisericii, peste cei vârstnici. Mulțumim că ce suntem, suntem prin harul tău slăvi să fie numele Tău și vorbește-ne, Doamne, pentru că suntem gata să ascultăm. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați, frații mei și surori. <coughs> Mulțumesc întâi Domnului și apoi și păstorului bisericii fraților pentru invitația care mi-au făcut-o să fiu astăzi parte la bucuria Bisericii Speranța, la această sărbătoare, să spunem, în cinstea Domnului, alături de seniorii Bisericii sau bătrânii Bisericii. Nu ne rușinăm nici de acest termen. Slăvi să fie Domnul că El e Cel care ne-a purtat în cursul anilor, și personal îi dau slavă pentru că mi-a dat cinstea aceasta de a fi ajuns la această etapă a vieții. Și iată, alături de dumneavoastră, mulți care sunteți aici cu părul alb, frați, surori, să ne putem bucura de dragostea lui Dumnezeu, de tot ceea ce. El a însemnat pentru noi în cursul anilor, pentru că mulți l-am primit în anii tinereții, cum am fratele Nelu Albu și alții din dumneavoastră, și am trăit experiențe frumoase cu Domnul. Și de ce să nu o spunem? Continuăm să trăim, pentru că Dumnezeul nostru este același și ieri și azi, și cu cei tineri și cu cei vârstnici. Și va fi același pentru vești de veci. Glorie numelui său. Amen. Doresc să citesc o meditație legată de bătrânii bisericii. Poate că ați mai auzit-o, dar cred că își găsește locul în această zi de sărbătoare, aici. Ne băgați în seamă de cei mai mulți. Ei, bătrânii, se încăpățânează să existe. Chiar dacă uneori știu că deranjează pe mulți, ei continuă să vină. Nici măcar nu-i vezi când au intrat. Stau pe același scaun sau în același loc din bancă și părul lor alb te face să te gândești că sunt acolo de când predica Petru la Rusalii. Privesc spre Anvon cu ochii deja tulburați din, de clipa chemării sau poate înlăcrimați de nădejdea întâlnirii. Dacă ai șansa să stai lângă ei, parcă simți miros de Biblie, de Biblie veche și răsfoită până la rupere. Vin primii, pleacă ultimii și pleacă de parcă se rup din locul acela. Nu știu să se roage cu cuvinte meșteșugite, mai bine că e așa, dar știu ce se roagă. Când urcă păstorii la Anvon, sunt primii care se ridică în picioare. Ei încă mai știu ce înseamnă respectul pentru slujitorul Domnului. Și aceasta pentru că știu ce înseamnă slujirea, fiindcă îl cunosc pe cel care i-a învățat. Sunt cei ce merg agale pe coridoarele spitalelor căutând bolnavii, deși ei înșiși sunt suferinți. Nu întotdeauna doar de boli trupești, cel mai adesea suferă pentru alții. Și pentru lumea asta în care pare că nu mai e loc pentru ei. Dacă stai să le asculți povestea vieții, este imposibil să nu te rușinezi de povestea vieții tale. Dar ei nu povestesc ca să acuze. În glasul lor tremurând e compasiune. E nostalgie, e dor, mult dor. Dorul după ce a fost și după ce va să fie cândva într-un alt loc. Uneori vor să cânte. Poate că văzul lor slăbit de atâta slovă din Biblie nici nu observă ge gestul de plictiseală al unora. Dar când îi auzi, ai impresia că înțelegi cu adevărat Sensul cuvântului dor. N-au nevoie de texte scrise. Ei înșiși sunt un text scris la atâtea cântări. Din când în când, când, când cât e un scaun rămâne gol, au plecat. Dar dacă te duci la locul unde i-au pus, poți auzi încă suspinul lor. L-au lăsat pentru lumea aceasta, ca să poată cânta cu bucurie. Acolo sus. Sunt bătrânii, sunt biserica, biserica ce a fost și care încet, încet parcă uită să mai fie. S-a amintit aici. Un adevăr biblic. Este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. E frumos și începutul. Și Biblia ne și îndeamnă: aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Și binecuvântată e acea viață care din tinerețe este închinată, dedicată lui Dumnezeu. Binecuvântată e acea viață care continuă să fie trăită în credincioșie față de Dumnezeu, în ascultare de El, în slujire pentru Domnul și care are și un final fericit lângă Domnul. Dragii mei, doresc în dimineața aceasta să privim la un om din Scriptură, un senior, un bătrân, bătrân credincios, bătrân duhovnicesc, bătrân care ne învață cum să trăim în această lume ca să avem un sfârșit fericit și frumos. Privind în urmă să nu regretăm, ci să putem pleca liberi liber de griji, liber de duhul nesiguranței, al îndoielilor, liber de orice păcat, liberi să ne bucurăm alături de acela pe care l-am slujit în această viață, pentru toată veșnicia. Îmi doresc un astfel de final și vă doresc din toată inima fiecăruia. Nu știm când va fi chemarea pentru fiecare dintre noi? Știm însă un lucru. Dacă viața noastră e trăită pentru Domnul, sfârșitul ei va fi în Domnul și veșnicia va fi cu Domnul pentru totdeauna. Să ne ajute Dumnezeu la o așa viață pe fiecare. Privind la acest credincios care vine din Vechiul Testament și care trece și în nou legământ, pentru că se întâlnește cu Isus Hristos, este oarecum la trecerea dintre cele două etape ale revelației lui Dumnezeu, la acest om Simeon, el ne învață, dragii mei, câteva lucruri importante, care ne pot ajuta, ne pot încuraja pe fiecare ca să ne trăim viața cu folos și să o putem duce la un final fericit pentru fiecare. Cum spunea Simeon, acum slobozește în pace pe robul tău stăpâne. Și care dintre noi nu ne dorim lucrul acesta? Să fim gata? să fim pregătiți pentru clipa plecării și să ne putem bucura alături de Domnul și Mântuitorul nostru pentru totdeauna. Ce ne învață Simeon, seniorul din Biblie, în dimineața aceasta de sărbătoare, dragii mei frați și surori? Întâi să fii preocupat mai mult de caracter decât de reputație. Caracterul arată ce suntem în fața lui Dumnezeu. Reputația arată ce suntem în fața oamenilor. Caracterul are de-a face cu interiorul nostru, în timp ce reputația are de-a face cu exteriorul. Privind la viața lui Simeon, putem observa contrastul vieții lui cu a fariseilor, cu a cărturarilor. Aceștia, din urmă, își etalau religiozitatea în fața oamenilor, căutând să impresioneze prin ceea ce se vedea la exterior. Căutau să iasă în evidență prin rugăciunile lor, prin formalismul lor religios. Simeon este preocupat de interiorul vieții, de lucrurile care au valoare în ochii lui Dumnezeu, de caracter. Astfel, spune cuvântul lui Dumnezeu, omul acesta ducea o viață sfântă. Într-o lume formalistă, într-o lume în care păgânismul își punea amprentia, amprenta, chiar și pe religiozitatea oamenilor într-o lume ostilă. Era un om sfânt care trăia pentru Dumnezeu, care trăia nu ca să fie văzut de oameni, ci văzut de Dumnezeu. Pentru că sfințenia, dragii mei, este o trăsătură a caracterului lui Dumnezeu. Și doar cei care trăiesc o viață sfântă <coughs> au bucuria părtășiei adevărate cu Dumnezeul Sfânt. Nu poți pretinde că îl cunoști pe Dumnezeu, că ai părtășie cu Dumnezeu, dacă viața ta nu e sfântă pusă deoparte pentru el, trăită altfel decât lumea aceasta, al cărei sistem de valori e patronat de satan, vrășmașul nostru. Omul acesta trăia în frică de Dumnezeu, spune cuvântul. Frica și interesul lui Simeon era ca să fie plăcut lui Dumnezeu. Teama aceasta sfântă înseamnă reverență. Frica aceasta înseamnă respect față de Dumnezeu, înseamnă acea atitudine de Vlavie care vine din interior. Nu mândrie, grandomanie, nu interesele să iasă în evidență, nu, ci el îl cinstea pe acela care merită cinstea. Trăia cu reverență față de stăpân, față de Dumnezeul adevărat într-o lume în care cei mai mulți trăiau pentru ei, trăiau o religiozitate formală, în care cuvântul lui Dumnezeu era înlocuit cu datinile și obiceiurile lor pământești. Simeon trăia în frică de Domnul, potrivit cu legea Domnului și cu cuvântul lui Dumnezeu. Este omul care trăiește prin credință, așteptând mângâierea lui Israel. O idee care vine din prorociile Vechiului Testament, în care Dumnezeu anunța că va mângâia pe poporul Lui atunci când va veni Mesia, Hristosul Dumnezeu. Ce exemplu extraordinar. Un om care nu-și pierde nădejdea. În ciuda circumstanțelor de afară, în ciuda atitudinii multora care au uitat că au un Dumnezeu, care au uitat de legea Domnului, Simeon, dragii mei, trăiește prin credință o credință ancorată în promisiunea Lui Dumnezeu că veni, va veni mângâierea Lui Israel, că va veni Hristosul Lui Dumnezeu și n-a rămas înșelat în așteptările Lui. Pentru că cel neprihănit trăiește prin credință, indiferent de circunstanțe, indiferent de ce fac alții, de cum trăiesc alții, Viața lui e ancorată în ceea ce Dumnezeu a spus, în timp ce viețile multora sunt ancorate în lucrurile de jos, în lucrurile lumea acesteia. Viața celui credincios, interesat de caracterul lui, de ceea ce el vrea să fie în ochii lui Dumnezeu, e ancorată în cuvântul lui Dumnezeu și în promisiunile Lui. Aceasta înseamnă trăire prin credință. Simeon se bizuia pe promisiunile lui Dumnezeu și aștepta împlinirea lor și nu s-a înșelat. Acestea s-au împlinit. Întrebarea e, dragii mei, care sunt preocupările noastre în această lume? Care sunt prioritățile noastre? Ne mai interesează oare ceea ce suntem în interiorul nostru, omul din lăuntru, sfințenia, frica de Dumnezeu, într-o lume în care cei mai mulți trăiesc în păcat, în întuneric, în înstrăinare de Dumnezeu. Mai punem noi preț pe sfințenie, Adică să trăim altfel decât lumea. Să trăim nu să impresionăm oamenii, ci să trăim pentru a fi plăcuți Domnului și să avem părtășie cu El. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine zice că are părtășie cu Dumnezeu, care este Lumină, trebuie să trăiască în Lumină. Domnul să ne întărească pe fiecare. În această zi de sărbătoare. Doresc, frați și surori, cu părul alb, seniorii, bisericii, să ne ajute Dumnezeu să continuăm să investim pentru ceea ce merită, în caracterul nostru, ca să fim plăcuți Domnului și să putem vedea împlinită nădejdea care ne-am pus-o în El. Și această nădejde își va găsi împlinirea, cu siguranță, la vremea hotărâtă pentru fiecare. Să nu ne mulțumim cu un creștinism de suprafață. Atenție generația care ne urmează! Dragi tineri, frați surori maturi, părinți care aveți copii, creșteți în frică de Domnul! Iubiți ființenia, iubiți-l pe Dumnezeu, puneți preț pe ce are valoare în ochii lui, nu ce are valoare în ochii lumii acesteia. <coughs> și Dumnezeu va onora credința voastră și credincioșia voastră pentru Domnul. Al doilea lucru, omul care are un final frumos. Ne învață că trebuie să te lași influențat și umplut de Duhul Sfânt, nu de spiritul lumii. Așa trăia Simeon. Duhul Sfânt era peste el, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în versetul 26, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului un om peste care este Duhul lui Dumnezeu, e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, comunică cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt l-a înștiințat, Duhul Sfânt îi șoptea, avea părtășie cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ce stare binecuvântată! Influențat și umplut de Duhul Sfânt. Fiți plini de Duh, spune Biblia. Nu vă îmbătați de vin, asta e destrăbălare. Nu vă lăsați stăpâniți de Duhul lumii și nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Lăsați-vă călăuziți de Duhul Sfânt și un plus de El, spune Biblia. Pentru că lucrul acesta ne ajută să rămânem statornici, să fim tari și să fim biruitori. Având părtășie cu Duhul Sfânt, El ne va călăuzi întotdeauna în voia Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne va călăuzi întotdeauna spre părtășie cu biserica, spre părtășie cu Domnul. El a venit în templu, e vorba de Simeon, spune cuvântul în versetul 27, mânat de Duhul Sfânt. El stă sub autoritatea Duhului. Nu stă nepăsător acasă, deși era în vârstă. Nu pierde vremea cu alte lucruri, ci la îndemnul Duhului Sfânt, el vine la casa Domnului, vine la Templu. Pentru că Dumnezeu avea pentru el ceva special acolo. Ce imagine frumoasă! Într-o lume în care unii mergeau la Templu din interes să-și etaleze meritele lor, cum era acel fariseu care s-a suit să se roage. Și vis-a-vis -vis de el, în contrast cu el, e prezentată imaginea vameșului. Alții mergeau la Templu să arate cât de mult dăruiesc ei, alții mergeau la Templu cu alte interese, să-i judece pe alții. Simeon merge la Templu, mânat de Duhul Sfânt, să se întâlnească cu Dumnezeu, să primească ceea ce Dumnezeu avea pregătit pentru el. Oare mai avem noi tragere de inimă pentru casa Domnului? E întrebarea. Mai simțim noi acel, acel susur blând al Duhului Sfânt, care la timpul de rugăciune, la timpul de părtășie al bisericii, nu-ți dă pace, ci te cicălează, ci se ține de tine în mintea ta, Parcă bate tot timpul acolo. Du-te la închinare. Lasă lucrurile. Lasă plimbările. Lasă alte preocupări. Când e vremea să fii la casa lui Dumnezeu, du-te acolo. Unii au obosit. Au schimbat prioritățile. Nu știu cum va fi finalul. Știu însă un lucru, ceea ce semănăm, aia vom secera. Dacă copiii noștri vor vedea la noi, ca părinți, superficialitate, nepăsare față de casa lui Dumnezeu, față de părtășia cu biserica, față de părtășia în cuvânt și în rugăciune cu biserica, așa vor fi și ei. Poate mai rău. Pentru că se întâmplă cam în felul acesta. Din generație în generație lucrurile se duc în jos, nu în sus. În sensul rău. Simeon ascultă șapta Duhului. Du-te la templu. Domnul să ne sensibilizeze pe toți. Și seniorii și tinerii. Când de timpul de închinare, să fim la datorie, să fim la întâlnire cu Dumnezeu. El ne așteaptă aici. La Templu, Simeon a avut o surpriză extraordinară. Aici îl aștepta Pruncul Isus. Dumnezeu i-a descoperit că nu va pleca din lumea aceasta până când va vedea mântuirea lui Israel, mântuirea lumii, a neamurilor. Și această mântuire era întruchipată în persoana Fiului lui Dumnezeu, care tocmai se născuse în această lume ca să mântuiască lumea. Nu s-a așteptat la așa ceva, Simeon, la o așa mare binecuvântare, dar Dumnezeu întotdeauna ne întâmpină cu binecuvântări peste așteptările noastre. Atunci când noi ascultăm, când suntem la locul potrivit unde ne vrea El, Duhul i-a spus, du-te la închinare, du-te la templu. Și aici la templu l-a întâmpinat Iisus Hristos Domnul. Dumnezeu are binecuvântări alese pentru noi întotdeauna. Să prețuim harul întâlnirii cu El, nu va fi zadarnic niciodată. Și Dumnezeu să ne ajute să ne lăsăm călăuziți de Duhul Său cel Sfânt în tot ce facem, nu de Duhul lumii acesteia. Duhul nepăsării, al comodității, al răutății și știți dumneavoastră, câte alte duhuri pot să ne controleze viața îngrijorărilor, care ne împovărează, ne împiedică să ne trăim viața creștină așa cum îi place Domnului. Apoi, Simeone mai învață ceva ca să avem un sfârșit frumos și anume, e important să fii sigur de mântuire, nu doar să știi despre ea. Acum el știa despre mântuirea pe care Dumnezeu a promis-o, dar încă nu văzuse, n-a experimentat-o prin Mesia Hristosului Dumnezeu. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici că venind la Templu, aici el s-a întâlnit cu Pruncul Isus. Aici Dumnezeu a răspuns la așteptările Lui, a împlinit speranța Lui de a vedea mângâierea Lui Israel. Și când a venit și au adus părinții Domnului Iisus în lăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la El ce porunce legea, Simeon l-a luat în brațe, spune cuvântul, l-a binecuvântat pe Dumnezeu, și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Duhul Sfânt nu doar că l-a condus la templu, dar i-a descoperit oferta lui Dumnezeu acolo. În pruncul Iisus era mântuirea, era întruchipată mântuirea lui Dumnezeu pentru lume, pe care Simeon o aștepta și spune cuvântul că l-a luat în brațe și l-a binecuvântat pe Dumnezeu. Siguranța mântuirii vine prin întâlnirea cu Isus Hristos, o întâlnire personală, dragii mei. Și Simeon a experimentat această întâlnire cu Hristosul lui Dumnezeu, nu doar că l-a luat în brațe, dar l-a primit în inimă și l-a recunoscut ca mântuitor, la binecuvântat pe Dumnezeu, spunând: Au văzut ochii mei mântuirea ta. Când te-ai întâlnit cu Isus Hristos și l-ai primit în inima ta, ai siguranța mântuirii. Nu doar că știi despre El, că doar ai auzit despre El, nu, ci L-ai văzut, L-ai primit și te poți bucura de această siguranță. Siguranța mântuirii te învrednicește să-l mărturisești. Când tu ai mântuirea și ești sigur de ea prin Isus Hristos, pe care l-ai primit în inima ta, prin credință, poți să spui și altora. Asta a făcut Simeon. A început să-l mărturisească și spune cuvântul. Această mântuire ai pregătit-o să fie înaintea tuturor oamenilor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Îl mărturisește pe Isus și spune: Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Da. Când mântuirea lui Dumnezeu vine în lume prin Isus Hristos, oamenii au două alternative. Ori să se deschidă, să primească această mântuire, sau să o respingă. Pentru unii, mântuirea lui Dumnezeu este spre prăbușire, pentru alții spre ridicare. Ridicare din întunere, din păcat, din groapa pieirii și punerea într-o stare după voia lui Dumnezeu. Simeon l-a mărturisit pe Domnul Isus și lucrarea pe care el o va face în această lume. Când ai siguranța mântuirii, poți să-l mărturisești pe Isus Hristos, Domnul. Și când ai siguranța mântuirii, ești pregătit să pleci din această lume, în orice moment. Nu contează vârsta, contează starea în care ești, nu contează longevitatea vieții, contează calitatea vieții pe care ai trăit-o. Atâția oameni au plecat în anii tinereții și îi găsim și pe paginile Scripturii. Ioan Botezătorul pleacă în puterea vieții, am putea spune, a maturității. La 30 și ceva de ani, Domnul Isus chiar a plecat din lumea aceasta la 33 de ani. Ștefan a murit ca martir, tânăr. Iacov i s-a tăiat capul. Apostolul Domnului, tot în puterea maturității și atâția alții. Pavel a plecat la vârsta, vârsta senioratului, a ajuns bătrân, el bătrânul Pavel, scrie din temniță și încurajează tinerii care au rămas să ducă ștafeta slujirii mai departe. Repet, nu... Este important când pleci din această lume. Important este cum pleci. Importantă e nu longevitatea vieții, importantă e calitatea vieții. Poți să, să trăiești o viață lungă și să o irosești într-o lume a păcatului care duce la pierzare. Și poți să trăiești o viață mai scurtă. Chiar din tinerețe, poate. Dar dacă ai mântuirea asigurată în Isus Hristos, ești gata de plecare și te așteaptă un viitor fericit. Simeon este omul care are un sfârșit frumos și este un model și un exemplu și pentru noi în vremea aceasta. Doresc din toată inima să facă Domnul parte de un astfel de sfârșit, de final, de viață, fiecăruia. Fericit, pentru că îl avem pe Isus Hristos în inimă și avem asigurat în El veșnicia alături de El. Și indiferent când va fi clipa plecării, dragi mei, să fim gata. Până atunci însă să-l mărturisim. Să-l binecuvântăm pe Dumnezeu. Și ca unii care am primit binecuvântare, să o dăm și altora. Așa a făcut Simeon. Pentru că atunci când ai primit binecuvântare, poți da și altora binecuvântare. Să ajute Domnul, seniorii Bisericii să poată da binecuvântare celor ce vin după ei. Părinții pentru copii, părinții spirituali pentru prietenii care vin în casa Domnului, pentru cei ce sunt la început de drum și lucrarea lui Dumnezeu să propășească spre slava lui și prin aportul nostru al fiecăruia. Amin!